Urmează să vedeți ceva fabulos, așadar jos pălăria în fața următorilor invitați. Doamnelor, domnilor, oamenii ăștia care o să vină aici în platou au muncit 10 ani în condiții extrem de dure pentru un vis, să facă cinste României cu imaginile ei sălbatice. Vreau să vă spun că au răbdat foamea, s-au luptat cu frigul, s-au nimerit lângă cele mai furioase animale, dar au reușit. Vreau să urmăriți în exclusivitate imaginile următoare, iar apoi am onoarea să invit aici pe cei doi protagoniști. O Românie văzută timp de 10 ani prin două aparate foto ale băieților care vor veni imediat aici, Dan și Cosmin. Da, haideți să vedeți imaginile. Mă sechestrează. Aici rămâi. Nu mai ești 3 zile. Casa de pe malul râului. Pădurea fermecată. Vreau să luăm rachetele atunci. România sălbatică, văzută prin ochii a doi brașoveni curajoși, care timp de 10 ani au străbătut 10.000 de kilometri cu mașina și pe jos, au realizat sute de fotografii și ore de filmare, au schimbat 10 de perechi de bocanci, dar au adunat amintiri cât alții într-o viață. Pasionați de natură și de animale de când se știu, Dan Dinu și Cosmin Dumitrache au sacrificat ani buni din viața lor pentru un documentar pe care au pariat tot. Așa a început aventura lor, cu un ghiozdan în spate, cu puține merinde în desagă și cu mult curaj. România Safari. China, România sălbatică. Portul încă rezistă. Fă-l pe post de parapantă și dă-i cu el în vale. Să știi că dacă te-a zborat aici până în vale, nu te oprești. După cum se vede, noi în turele de filmare mergem doar pe scări rulante și autostradă. Hai. Gheață. Au înfruntat frigul, foamea, au dat nas în nas cu cele mai periculoase animale ale pădurii, însă nimic nu i-a oprit. A nins aseară, minus 10 grade, rotitul e întoi și avem și un mic încălzitor ca să rezistăm. Urcăm spre locul de roată. Bună ziua, încotro! Către oi, căutăm oile! Ne-ați pierdut pe aici? Am mâncat ursul! Stop! Masa e gata. Cât e ceasul? 10. Și ce am făcut noi până acum? Am dormit ca porci. Ne-am trezit la răsărit. Am pozat, filmat. Am mai dormit un pic. Ne-am trezit iară. Mâncăm. Dormim. Mai dormim un pic. Urcăm în creastă. Proiectul lor de suflet a prins ușor-ușor viață, iar acum, după 10 ani, pot spune cu mândrie că munca lor este aproape de final, iar documentarul lor va ajunge în casele tuturor în viitorul apropiat.
Deci, fabuloase imaginile astea și vreau să vă spun ceva din echipă, pentru că oamenii ăștia doi pe care o să vedeți aici ne-au trimis ore întregi cu imagini la fel de spectaculoase, iar colegul nostru, cel care a editat materialul, efectiv nu știa, Andrei, ce să taie ca acest material să aibă doar 5 minute. Deci nu știa efectiv ce să selecteze. Atât de impresionante sunt imaginile pe care le veți vedea în curând într-un super documentar, cum ați auzit și mai devreme. Dar hai să-i cunoaștem, Dan Dinu și Cosmin Dumitrache! Băieți, sunteți foarte tari! Deci ne-am uitat la imaginile astea, senzațional! Înseamnă că a avut impact. A avut impact și abia așteptă să apară documentarul. Când? O să apară la anul? Da, plănuim să-l lansăm anul viitor, în vară, nu știm încă o dată exactă, dar tragem tare ca să... Am înțeles că aveți peste 100 de ore de filmare. De filmare. Da. Ați 10 ani de zile, cum v-ați întâlnit? Cum ați luat voi hotărârea asta să filmați România așa? Păi totul a plecat de fapt de la un proiect pe partea fotografică. Și după 2 ani Cosmin a trimis un mail: uite, îmi place, faceți o chestie faină, hai să facem și un film. Și uite așa s-a închegat o echipă. S-a închegat o echipă foarte mișto din doi oameni care au început să trăiască foarte mult timp împreună, pentru că să mergeți mereu în munți, să mergeți mereu în toate zonele României, se leagă și o prietenie între voi. E absolut. Chiar o căznicie. Aș putea spune, vă rog frumos. Nu vreau să intervin, e ok. Aveți 10 ani de relație. Da, exact. 100 de ore de filmare. Cu bune, niște curele, laptopuri da. Schimbate în perioada asta. Niște mașini schimbate în perioada asta. Multe. Orice căznicie, da. Exact. A fost o aventură întreagă, pentru că să umbli în toată țara, să vezi atât de multe lucruri faine, leagă o relație foarte, foarte interesantă din punct de vedere al, nu știu, a relației interpersonale. Pentru că ai nevoie acolo de oameni de încredere pe teren și fără ei n-ai cum să faci asta. Dar asta vreau să vă întreb, voi din ce trăiți? Că presupun că aveți un job, o meserie, iar chestia asta cu plimbatul prin România și filmat nu era practic, în timpul serviciului. Sau era în timpul serviciului? Practic, același lucru facem și ca job. Adică Dan este fotograf, eu sunt videograf și oarecum proiectul ăsta a fost făcut în timpul nostru liber, să zic așa. Tot proiectul este făcut din voluntariat, din munca noastră și cu practic resursele noastre și tocmai de aceea e și un proiect de suflet la care ținem foarte mult și pe care ne dorim să iasă ceva unic pentru România. Adevărul că arată unic, serios, sunt imagini astea fabuloase și când te uiți așa, zici, asta e România? Mi s-a pus drept de multe ori întrebarea asta. Bă, asta e România? Adică nu trebuia să vedem multe peturi, râuri cu plastice prin acum, ele? Acum, să fim serioși, câteva peturi le-am mai dat și noi la o parte, le-am mai adunat, le-am pus într-un sac, le-am dat acasă. Dar, deci, ați dat la o parte... Să știi că spre surprinderea mea, în ultima vreme, de 10 ani umblând în toată țara, văd că lucrurile încep să fie mai ok, adică nu mai e chiar așa o mare problemă. Și ăsta este și un mesaj pe care noi încercăm să-l dăm, să arătăm oamenilor că România nu este doar aia pe care uneori o vezi la marginea drumului, ci avem bogăția asta foarte faină, care merită protejată și respectată. Deci sunt imaginile astea, te uiți, știi, asta ziceam cea teleenciclopedie, știi, adică te uiți și stai și zici... Asta e în România, da, așa arată? Tocmai asta a fost și ideea, să arătăm oamenilor, românilor, serios, țara așa cum nu au văzut-o până acum. Și tocmai asta e și deviza filmului. Și vrem ca acest film să fie ca o carte de vizită pentru România, să fie. Dar nu v-a sunat cineva de la Ministerul Turismului să zică, bă băieți, ia vindeți-ne nouă filmulețul ăsta, că se reprezintă România, adică pe cuvânt, uite cum arată. Încă mai așteptăm. Încă mai așteptăm. Da, noi... Las că vă sună ei pe fix. Noi am lucrat foarte mult cu mai mult cu ONG-uri. Nu știu de ce am crezut că o să vă sune Netflix înainte, dar bine. E foarte posibil, da. Am încercat să lucrăm mai mult cu ONG-uri, cu oameni pasionați, să nu canibalizăm nici cum proiectul ăsta prin tot felul de parteneri, parteneriate politici mari. Și am preferat om asta, ideea, să fie cât se poate de autentic, să fie România pe care o știm noi. Și în cei 10 ani ați avut și tot felul de, nu știu, incidente? Incidente n-am avut, să spun, incidente periculoase sau astfel de probleme. Într-adevăr, cea mai mare provocare a fost dată de natură, pentru că fiind tot timpul în natură, vremea nu e întotdeauna. Și vremea, cu... dar v-ați mai întâlnit și cu ursul? V-ați mai întâlnit, mai întâlnit un șarpe veninos? Cu ursul chiar acum în primăvară, în perioada pandemiei, am văzut într-o zi 15 urși și cu ursul, adică... În două zile, da. Și cu ursoaică cu pui ne-am întâlnit chiar la 20-25 de metri, dar n-ai și-au văzut de drumul lor, noi de al nostru. Salut, și băieți, salut, totul... fiecare cu treaba lui. Da, exact.
ați fost practic în toată România. Da, da. Că am văzut imagini și din Delta, imagini și de la munte. Da, filmul o să fie un circuit prin toată România, prin cele mai emblematice zone din țara noastră. Unde v-a plăcut cel mai tare? Hai, ce greu e de spus. Top 3. Delta, cazanele Dunării, locul la care se întâlnește Dunărea cu Carpații e fabulos și, nu știu, au fost multe zone montane absolut fascinante. E foarte greu să faci un top. Fiecare zonă are specificul ei, în fiecare zonă găsești specii diferite de animale. Am trăit într-adevăr momente extraordinare în natură. Am stat cu caprele negre sus în Piatra Craiului, cu urși în Făgăraș, am asistat la rotitul cocoșului de munte, la boncănitul cerbului, cu pelicani în Delta Dunării, da. Foarte multe. Și în film o să fie multe specii și tocmai asta vrem să transmitem prin film. Exact aceleași senzații și trăiri pe care le-am avut noi acolo, vrem să le transmitem mai departe către toți românii. 100 de ore de imagini, oameni buni. 100 de ore de imagini și uite, aici în Delta, presupun, nu? În Balta Mica, Brăila, era lângă, da, lângă Delta. Lângă Delta? Brăila, da. Și colorizarea, cum arată, se vede că de fapt asta e meseria voastră. Și acum, uite, ăsta cu ursul, cu tot. Vreau să vedem cât mai aveți de muncă. Sau gata, s-a încheiat? Nu, s-a încă. Încheiat, nu. Mai e un pic de muncă. Mai avem câteva filmări acum în iarnă. Pe la Târgu Jiu ați fost? Pe Sohodol, pe acolo? Am trecut pe lângă, prin zona platoului Mehedin, să știi că am fost. Da? Da, nu e chiar în Târgu Mureș, e pe lângă, dar e acolo. Târgu Jiu, scuze-mă, da. Nu mai este foarte mult de filmat. Acum urmează partea asta. Spuneai de 100 de ore. Închipuiesc că alea 100 de ore trebuie să se transforme în 2 ore, de fapt, de film. De-abia acum începe greu, sincer. Corect. Da, uite, vreau pentru oamenii care se uită la noi și care ne trimit mesaje și zic bravo băieți, voluntariat, voluntar făcut această poveste și acest film de prezentare a României. Unde poți să vadă oamenii teaser? Unde poți să afle mai multe despre voi? Cum sunteți? Pe Facebook, totul, pe Instagram? Totul se găsește la noi pe site romaniasalbatica.ro. Bineînțeles pe Facebook. Romaniasalbatica.ro. Perfect. Perfect. Hashtagul romaniasalbatica.ro. Facebook, Instagram, suntem acolo pe toate canalele. Ce mai încercăm să facem este să aducem toate imaginile astea, sau mă rog, o parte din ele, într-un album de fotografie. Și partea interesantă, am vrut să aducem în școli albumul respectiv, iar acum este la o precomandă. Oricine face o precomandă pentru album, noi donăm către o școală. Deci, practic, încercăm să aducem România sălbatică mult mai aproape de copii, de noua generație, ca să învețe și ei măcar o parte din ceea ce am văzut noi acolo, deci, să vadă și ei. România-sălbatică.ro, România sălbatică pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, nu? Pe YouTube nu încă, dar poate ajunge și acolo. Bun, foarte frumos. Deci oamenii pot să vă caute și pot să vă vadă aceste imagini și aceste materiale. V-am zis, colegii noștri au primit la fel foarte multe ore de filmat și au zis, nu, de la voi primite materialele. Și au zis, ce să tem? Adică ce putem să arătăm, știi? Cum? Adică ce caut eu aici? Că da, e fabulos totul ce aveți acolo. În timpul liber, între filmări, când nu... Aici vă camuflați, iartă-mă ca să nu treacă imaginea. A intrat cu un cort așa într-o apă. Da. Eu eram înăuntru. Dar era apa înghețată. Sincer, da. Era undeva prin aprilie, era o crustă mică de gheață. A fost destul de frig, dar ideea cu acel camuflaj este să te mai mișcă, poți să te mai duci după păsări și totuși faci un pic de efort. Și uneori dai de un mâl consistent și crede-mă că e un efort considerabil, așa că te încălzești mergând prin apa respectivă. Întotdeauna când vedeam imaginile la diferite documentare despre natură, mă întrebam cât trebuie să stea oamenii cu camera ca să aștepte ursul în cadru sau... Nu vrei să știi. Leopard. Mult. Mult, nu? Mult, da. În medie da, cât stăteați până prindeați ceva, zi? Depinde, de la situație la situație. Acum ne făceam și noi planul în funcție de turele pe care le aveam, dar am stat și 3-4 zile, și 5 zile, și 10 zile la rând, câte 3-4 ore pe zi, nu chiar, deci, chiar tot. Deci câte 10 zile că nu prindeați nimic, nu? Într-o zi prindeai, în altă zi nu prindeai nimic, în altă zi... În altă zi prindeai și ți-a terminat bateria, cum am văzut ceva mai devreme. S-a mai întâmplat și asta, da. Da. Din păcate, e o chestie care se întâmplă foarte des treaba asta și cum ești tot timpul pe teren, n-ai unde să încarci, așa că trebuie să fii foarte eficient la ce filmezi, ce nu filmezi, ce povești pui. Tom, asta e farmecul filmului, sunt multe povești cu animale, cu locuri, care la final vor da o poveste mare care se numește România sălbatică. Sunteți căsătoriți? Aveți copii? Aveți familie? Eu da. Deci tu da? Și eu urmează. Eu, da. Și tu urmează? Perfect. Atunci știu cine vă filmează și vă face poze la nuntă. Deci, da, ești căsătorit? De cât timp? Da.
Bună întrebare, uite. Aproape la fel de mult timp ca România sălbatică. Adică? Cu un an înainte. Deci 11 ani. Cu un an înainte să încep filmul, cu 2 ani înainte m-am căsătorit, cu un an înainte am avut un băiat. Și să-ți trăiască. Mulțumesc. Soția, e și ea pasionată tot așa de... Pasionată de mers pe munte, de drumeții, da, mai puțin pasionată de același lucru ca și mine, pentru că trebuie să mai creștem și pe un copil acasă. Dacă ar fi și ea la fel plecată ca și mine, perfect, ar fi un haos. Iar Cosmin, tu te căsătorești când... Păi trebuia anul ăsta, dar mai amânăm. Deci la anul e posibilul, nu? Posibil, da, da, da. Foarte frumos. Băieți, sunteți senzaționali și mulțumim. Sper din toată inima ca cât mai mulți spectatori să intre pe romaniasalbatica.ro, pe site, pe Facebook, pe Instagram, să vă caute, pentru că faceți niște lucruri fabuloase, să aveți succes cu documentarul ăsta și vă mai așteptăm aici la emisiune. Poate facem o premieră. Ar fi super. Eu aduc floricelele. Vă mulțumim mult de tot. Mulțumim mult și noi. Dan, Dinu și Cosmin Dumitrache, oameni buni, ei sunt băieții ăștia care ne arată o Românie fabuloasă.